da, să-ți egal mergi cu la 4 arie. pe 2. Că acum te duci, strici aria, când zici rezultă. Tu trebuie să mergi cu egal, egal. Și să faci calcul așa fel încât să-ți intre area triunghiului BC ori a G pe 2, că asta era area triunghiului. Deci, ce se întâmplă acum? Când în clipa în care te depărtezi rezultă, ai părăsit area triunghiului, care ți se cer, ții în problemă. Deci, BC ori a G, care era triunghiul, area triunghiului cunoscut? BC ori AG supra 2. Așa trebuie să aparți. BC ori AG pe 2. Vezi tu cum faci să apară BC ori AG pe 2. Împărți la 2 pe... Deci șterge asta că te depărtezi problema. Deci din relația asta tu urmărești să apară BC ori AG pe 2. Păi dacă scriem BC ori AG pe 2 noi, plus ori, nu-i plus, ori? Ori 2. Ori 2. Deci era bine acolo, lasă ori 1 pe 2, că a fost din calculul tău. Și egal mai departe. BC ori AG supra 2, că ai nevoie, ori? 2. Deci ori 2, ori 2 unde? 2 acela unde trebuie să-l pui? Păi 4 era jos la numitor. Și atunci 4 nu e egal cu 2 ori 2 aici, jos, la numitor? Ori 2 pe 1. Ori? Ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2 și încă o dată ori 1 pe 2 de aici, care e deja. Deci 2 ori 2 fac 4 de aici. Da. Și ți-ai așezat area triunghiului aici, egal mai departe cu... cu area triunghiului 8. Nu, nu e important valoarea, ci lasă așa ca să vezi tu o chestie foarte importantă. Egal cu area triunghiului ABC. ABC, care poate fi înlocuit, înmulțit cu? Ori 1 pe 4. 1 pe 4. Adică egal cu area triunghiului ABC. Supra 4. Supra 4. Hai să scriem din nou. Area triunghiului de desubt. La ce are area triunghiului? ABC. DF. Da. DF. Egal cu area triunghiului ABC supra 4. Și egal cu 8 o secundă, pe 4. O secundă. Ai înlocuit-o pe 4 și face 2, da? Dar nu, eu nu sunt încântat. Eu vreau să ajung la un rezultat interesant. Vreau să scrii de aici, din astea două, un raport, area supra area. Deci area triunghiului DF supra area egal cu 1 supra... Tu hotărăști de acolo. Egal cu... Aici trebuie să ai fi foarte categoric. Da, 1 supra 4. Da, te ceri cu mine dacă eu spun e egal cu 4. Tu zici, nu e adevărat. Pentru că eu când fac produsul așa, pot să schimb poziția. Și apare ăsta aici și unul jos. Și apare exact relația de aici. Da. Produsul ăsta e egal cu produsul ăsta. Deci, dacă spuneam 4, era o prostie. Da? Și tu spui, nu, vă rog frumos că nu-i cazul. E greșeală. Deci eu, din relația asta... Poți să scriu așa ceva. Da, dacă scriu raportul invers. Adică a area lui ABC. Da. Egal cu 4 supra 1. Egal cu 4 supra 1. Și egal cu 4, da? Și egal mai departe cu 2 la a doua. Foarte tare. Deci, ce raport de asemănare ai avut? Triunghiul care ABC, parcă a fost, da. Asemenea cu DF. Da. Și când ai scris raportul de asemănare, din șirul de rapoarte, care a fost valoarea raportului de asemănare? A fost 2. Fiind 2, la ari... Da, am vrut să vă zic ceva, că m-am dat seama de ceva aici.
spunem? Că ca să aflăm arealul ăsta, o trebuie să înmulțim cu 2 aici. Și ne-a dat 16 și puteam, ca să aflăm arealul... Ia să vedem unde spui tu că ai avut... Aici. Dar acolo n-a fost... Ai fost tu, ai făcut tu chestia asta. Da, dar, da, dacă crezi am... Crezi că era important? Zim. Dacă am înmulțit cu 2 și aici la fel tot cu 2. Dar n-am înmulțit cu 2. Am scris area, tu ai zis rezultă BC ori așa egal cu 16. Dar te puteai opri aici. Area egal cu baza ori înălțimea supra 2, da? Da. Ai stricat area. Ai dus pe produsul BC ori AG. Și nu mă interesa mai BC ori AG produsul, ci și supra 2, că mă interesa area, practic. În clipa care ai scris asta, nu e relație greșită, dar nu e o relație care să te încânte, pentru că nu te ajută cu nimic. Ea e corectă matematic, dar nu părăsești problema. Da. Eu vreau să-mi termin ideea aici, hai să vedem împreună, că dacă două triunghiuri ABC și DEF sunt asemenea, atunci raportul ariilor lor egal cu pătratul raportului de asemănare. Că raportul de asemănare cât a fost aici? Raportul de asemănare 2. A fost 2. Da. Da? Deci pătratul raportului de asemănare. Dacă raportul ar fost un K, atunci pătratul, K pătrat. Așa este un rezultat fantastic. Deci, hai să scriem acest lucru. Observație foarte importantă. Dacă știi, noi eram cu problema rezolvată de mult. Observație. Deci dacă triunghiul ABC... este asemenea cu... DEF. Da. Asta înseamnă că tu știi raportul. Deci rezultă că raportul de asemănare ai cunoscut, adică AB. AB, scrii șirul de rapoarte. AB supra. Așa. Deci din asemănare... fiind literele în ordinea asta, AB înseamnă... supra DE egal cu AC supra DF egal cu BC supra EF și egal cu K, da, cum l-am avut noi, atunci rezultă că area triunghiului lui DF, area triunghiului care e la numărător. ABC. Am. Așa, neapărat că... ăsta e raportul. Cu laturile triunghiului ABC sus. Deci area triunghiului ABC supra area triunghiului. DF. Da. Egal cu pătratul raportului de asemănare. Adică egal cu... K la a doua. K la a doua. Dacă schimbi raportul, adică triunghiul ăsta pe ăsta, egal cu 1 pe K pătrat. Da. Da? Deci asta e foarte, foarte important. Atunci, deci, na, e întors raportul. În problema noastră ce s-a dat? Avea așa, area triunghiului ABC, să vezi cât de rapid era problema. Area triunghiului ABC era cunoscut... 8. 8. Raportul de asemănare l-am descoperit noi. K egal cu 2. Atunci, tu știind chestia asta, însemna că spui area triunghiului ABC egal cu pătratul raportului de asemănare. Atunci rezulta că egal cu K 2 la a doua și egal cu 4 și rezulta care e lui DEF este egal cu 8 pe 4. Așa. Și egal cu 2. Egal cu 2. Terminat problema. Atât era de tare. Da, a, da. Fiindcă știai rezultatul ăsta. Triunghiurile fiind asemenea cu raportul K, pe care l-ai găsit că latura era dublu celelalte, deci raportul era de 2. Știi că așa am găsit noi, că eram probleme dat. Da. Atunci, area triunghiului ăsta pe area triunghiului ăsta este egal cu 2 la 2, 4, înlocuiai și gata, așa. Terminat. Am să-ți mă mărturisesc o chestie de asta, apropo de
De cât am muncit noi aici, da? De unde a început problema? De aici, dumneavoastră. De aici. Așa. Până aici, și sublinează, asta e soluția a doua. Da? Deci, de unde înțelegi soluția? Numai atât. Numai atât, rândul ăsta. Atât. Că raportul e cunoscut cu tare așa, dacă știi rezultatul, erai rapid. Da. Cu ani în urmă, la faza județeană, un elev, profesorii toți, la problema pe care o aveau propus acolo la rezolvare faza județeană, aveau soluția în varianta asta, să zicem. Da. Nu-i cazul de asemănare asta, ci da. Vreau să fac o paralelă între varianta în care era pe baremul de notare, iar un elev a știut chestia asta. Deci a știut așa chestie ca rezultat. Bineînțeles că erau cu tot și o altă noțiune acolo. Și atunci el a rezultat numai atât. Și i-a pus zero. Când nu înțeles corectorii ce înseamnă rezultatul ăsta. Eu eram, să spun, șef de an la clasa respectivă, în anul respectiv, și când am văzut că la toate subiectele respective aveam note, eu doar strânsesem rezultatele, nu știam ce teză ei. Și atunci am spus, nu, se pare că voi n-ați înțeles soluția. Și dacă le-am dat, s-au supărat foarte tare colegii mei, că nu cum să fac așa ceva. Da, elevul respectiv avea o chestie citită de undeva, știa rezultatul ăsta matematic și a știut așa cum este aici, că raportul arilor egal cu pătratul raportului de asemănare, și atunci el a pus direct rezultatul, coincidea, dar a spus că e o prostie, s-a întâmplat să scrie așa ceva. Da. Cu ce rămâi tu din toată chestia asta? Din toată rezolvarea asta? Că ar fi trebuit să iau pe calea mai scurtă. Nu să e. Vreau ceva foarte important să reții. Deci, discuția noastră a avut un scop foarte important. Eu puteam să-ți dau rezultatul ăsta. Da? Cum se întâmplă la clasă. Foarte multe rezultate s-au anunțate pe tabla acolo, scrii ca niște chestiuni, tu le vrei să le memorezi, azi le înveți, mâine le uiți. Și de multe ori le amesteci. Știi ce am făcut noi? Am demonstrat că valoarea raportul arilor a două figuri asemenea, ori fi ele pătrate, dreptunghiuri, ori fi, n-are importanță, triunghiuri în cazul nostru, egal cu pătratul raportul de asemănare. Asta este esențial lucru, nemaipomenit, cel mai important din discuția din ziua de azi. Cel mai important. Cum îți atrageam eu atenția, crezi tu, dacă îți dădeam rezultatul ăsta? Spuneam, crede mai pe cuvânt, că eu ce spun e adevărat. Și tu spui, dacă spune el, profesorul, trebuie să iau de bun. Ei, învață să nu fii foarte încântată de niște rezultate, ci trebuie să spui întrebarea și să spui, de unde vine asta? Cine a visat așa ceva? Cum i-a venit în minte chestia asta? Refuză să memorez foarte multe lucruri care nu se leagă, care n-au legătură. Matematica nu înseamnă, știu așa, multe lucruri puse acolo ca într-un sac, alandala, nu mai știi de un slei, ce să faci. Nu. Matematica înseamnă așa formă de gândire. Eu ce am făcut aici? A zis așa. Măi, aria. Hai să vedem cu cine este aria. Am plecat de la aria unui triunghi. Baza o înălțime asupra 2. N-aveam înălțime. Duo. Duoși într-un triunghi și în celălalt. Scrim aria pentru primul triunghi. Scrim aria celui de-al doilea triunghi. Sesizăm că intră E, F și B, C. Dar și înălțimile intră. Bun, dar E, F și B, C sunt legate din șirul de rapoarte. Avem asta. Știm valoarea lui. Înseamnă că în triunghiul DEF, EF-ul poate fi găsit în funcție de BC. Și apoi m-am spart dacă aș găsi și pe DQ sau ce este AQ în funcție de ce este DQ, nu? Da. DQ în funcție de
Age, ce fericit aș fi. Și atunci te-am trimis spre asemănare. Te-ai dus spre asemănare celorlalte două triunghiuri. Și asemănarea asta, ei, asta e încă o chestie care merită să reții dintr-o șir de rapoarte. Dacă două triunghiuri sunt asemenea, sunt și raport, șirul de rapoarte se poate continua și cu înălțimile și cu medianele. Deci, aceasta e altă noutate. Iată să următăm și pe aceasta. A doua observație foarte... Trebuie să mătăm primul rezultat acesta. Observația numărul 1, ca să-ți rămână definitiv, da? Deci, dacă două trimis asemenea, atunci raportul are valor, raportul de asemănare. Și observația a doua, triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul DEF acolo, cum ai avut tu, atunci rezultă că și scris șirul de rapoarte, așa, și egal și cu șirul, și cu rapoartele de la înălțime, adică de la triunghiul ABC, cine era înălțimea adusă la ABC? DQ. ABC. AG. Egal mai departe cu, și aici îngroș, ca să se rămână clar, egal cu AG supra, cine? Înălțimea din celălalt triunghi? AG supra DQ. Așa. Foarte important. Adică raportul înălțimilor, da? Da. Și egal mai departe și cu raportul medianilor, dacă vrei să le duci. Adică mediana adusă de aici, din triunghiul ăsta, unește vârful cu mijlocul, nu? Da. Aici zice mai am. Două acolo. I am. Și aici... Ciao.